Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă tot se apropie perioada sărbătorilor, am decis ca să fac un video despre o instalație de lumini. A fost cumpărată cu mult timp în urmă. Ea conține, după cum se vede, 96 de LED-uri multicolore. Un avantaj al acestei instalații de lumini îl reprezintă faptul că are timer. Respectiv, din momentul aprinderii, instalația se oprește după 6 ore, apoi se aprinde la aceeași oră când l-ai aprins prima dată. Și după 6 ore din nou se oprește. Însemnând că dacă l-ai aprins seara la ora 9, la 3 dimineața se oprește și următoarea zi la ora 9 seara pornește din nou și așa mai departe. După cum se vede, ea are o funcție, o să aprind și o să vedeți puțin mai târziu. Timerul de care spuneam, instalația se poate alimenta la 3 baterii 2A. Acesta este modelul. Din câte se vede și pe cutia din plastic, scrie și câte funcții are. Mie îmi place, spre exemplu, cutia, dacă de câte se observă, e foarte modulară, foarte... Deci că e un puzzle, cum s-ar spune. Nu modulară, mă rog. E ca un puzzle. Și un plastic robust. Să luăm 3 baterii. Și se aprinde. Prima este combinat. Combină pe toate cele 7 efecte, de la 2 la 8. Wave, sequential, slow glow, dar nu știu ce înseamnă slow glow, chasing flash, slow fade, pink twinkle, twinkle flash. Și, bineînțeles, steady on, adică stau curente toate LED-urile și ultima off. Bun, hai să o desfacem. Ok, desfăcut. Din câte se observă, nu prea sunt multe componente, doar un chip, o să vi-l citesc imediat, este 180. 416 și al doilea rând 863D. 99% convins că ar fi controller. Și o dovadă este pe partea cealaltă, reprezintă cristalul de cuarț. Se vede că există și un condensator tip SMD, din câte o să observă, și cam atât, nu sunt multe componente, foarte puțin. Partea pe care am observat-o eu este aceea că LED-urile se alimentează toate în paralel. Mă rog, inițial te aștepți ca să fie o parte din LED-uri, să aibă, spre exemplu, plusul sau minusul comun și anodul sau catodul să fie separat, să fie alimentate prin 3 cabluri. Dar nu, în cazul acesta sunt doar prin 2 cabluri, LED-urile fiind în paralel, sunt inversate, 2 cu 2 culori. Ok, haideți să măsurăm cu multimetru, cu ce avem la îndemână. Ideal ar fi fost să am un osciloscop, dar din păcate nu am. Din câte se observă, odată polaritatea este direct prin anumite LED-uri și apoi se schimbă polaritatea pentru a prinde celelalte culori. Da? Se observă? Odată e cu plus, aici este cu plus. Apoi scade. Mă rog, așa este efectul. Apoi e cu minus. Se schimbă polaritatea capetelor. Dar am dat la DC, deci curent continuu pentru a vedea plusul și minus, a vedea că se schimbă polaritatea. Ok, hai să dăm în alternativ. 3 Hz, 3,3, 1,3, în funcție de efectul luminos. 1,9 Hz, la aproximativ 2,5 V. Tensiune electrică alternativă. Mă rog, alternativă în 1,9 Hz. Ok, să dăm când sunt toate aprinse. Aici stau toate aprinse. Și avem tensiune alternativă de 2,5 V la 462 de Hz. Haideți să măsurăm de curiozitate și cristal de cuarț.
de care spuneam. 32,7 kHz. Foarte interesant instalație, foarte puține componente. Un lucru, dacă știți ce reprezintă, găsiți un datasheet, un manual al acestui microcontroller, îmi spuneți și mie în comentarii, dar din păcate nu am găsit. Ok, aici se termină clipul privind instalația de lumini. Poate pentru unii nu o să fie un clip interesant, dar am considerat că dacă tot vine Crăciunul, sărbătorile și toată lumea probabil își instalează lumini de Crăciun, am să fac și un clip legat de lumini, de o instalație de Crăciun. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați, vă rog, de like. Dacă nu sunteți abonați, să vă abonați, numai dacă doriți. Vă aștept la un alt clip pe data viitoare. Toate cele bune! Și sărbători fericite!